Un bun venit tuturor la seminarul de remedii naturale. În seara aceasta voi trece prin câteva remedii naturale. Corpul uman a fost conceput în așa fel încât să se poată vindeca. Și se va vindeca dacă îi veți crea condițiile potrivite. Este o cărticică la care mă refer de multe ori, se numește Divina Vindecare. Cartea aceasta are un capitol, Marele Medic. Nu este numai pentru medici, ci și pentru cei care sunt aproape de ei. Acolo scrie că metoda de vindecare a naturii este treptată și pentru cei nerăbdători pare foarte înceată. Scrie atunci când oferi condițiile naturale, ea va vindeca corpul. De asemenea, mai scrie, trebuie să avem o cunoștință a agenților naturii și cum să le aplicăm. Una din paginile mele favorite, 127 din același capitol, Marele Medic, acolo scrie că în caz de boală, trei lucruri trebuie să se întâmple. 1. Găsiți cauza. 2. Condițiile rele, nefaste, trebuie schimbate. Și 3. Obiceiurile rele corectate. 4. De asemenea, apoi să ajutăm natura în procesul eliberării impurităților și să restabilească condițiile corecte ale funcționării sistemului. Acest lucru am să fac în seara aceasta. Să prezint câteva metode prin care să aducem organismul înapoi în situația ei favorabilă. Cartea mea de acasă este foarte colorată din cauza lucrurilor pe care le-am subliniat. Ce îmi place în această carte este că vedem vindecarea nu numai fizic, dar și mental, spiritual și emoțional. Este o carte excelentă și vreau să o promovez. Să vedem câteva lucruri pe care le putem face ca să împlinim procesul de vindecare a corpului. Primul lucru care mă uit este umila ceapă. Acolo unde stau eu, ceapa este foarte mică, așa că avem o mână de ele. Am să vă arăt câteva lucruri pe care le puteți face cu ceapa. Cataplasma de ceapă este primul lucru pe care l-am făcut. Aveam doar 26 de ani, prima mea fată avea 16 luni. De fapt, acest lucru aveam 25 de ani atunci când s-a întâmplat. Fetița mea avea infecție la urechi, pentru că eu eram asistentă medicală și eram interesată de chestiuni de înapoi la natură, pentru că eram hippie, dar nu știam ce să fac cu copilul bolnav. Am mers la medicul MA și el mi-a prescris antibiotice. Toți îmi spuneau, nu te juca cu urechile, că o să surzească, să nu facem niciodată decizii luate din teamă. Deciziile să le luăm bazate pe credință. Dar nu vreau ca copilul meu să fie surd. Deci m-am dus la doctor și i-a dat un antibiotic pentru că era o infecție la urechi. Cam în 20 de ore de antibiotice, infecția s-a liniștit. Dar 20 de ore după ce am terminat antibioticul, infecția a revenit. Nu știam ce să fac, m-am întors la medic. 6 săptămâni mai târziu, după 4 ture de antibiotice, infecția revine. Care este definiția nebuniei? Să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. Dar nu știam ce să fac. Nu cunoșteam, așa cum mulți nu știu. El îmi scrie a 5-a tură de antibiotice. Îmi era greu. I-am spus, am o întrebare. Fata mea va lua antibiotice pentru restul vieții? Să ajung la această concluzie? S-a gândit atunci și a spus, îți dau o referință la un oralist. M-am dus la oralist care s-a uitat în urechile mei, în gura ei și a concluzionat, copila îi ies dinții. Dă-i aceste picături ca să ține trompa lui Eustachiu deschisă. Vedeți, trompa lui Eustachiu conectează ochii, nasul, gura și urechea. De atunci am învățat că grâul, produsele lactate, zahărul alb sunt cauzele principale ale infecției urechilor la copii. Să înaintăm. Al doilea copil, câțiva ani mai târziu, la aceeași vârstă, cu aceeași problemă. Al doilea copil are dureri la urechi, infecție la urechi. Nu m-am dus la medic de data aceasta, m-am dus la vecina mea, o bătrână de 86 de ani. Eu aveam cam 26 de ani. Am întrebat-o, ce făcea mama ta când te durea urechea? Mama mea cocea o ceapă în cuptor. M-am dus acasă, am copt o ceapă în cuptor, am pus-o într-un tifon,
Am pus-o pe urechea lui James. El a adormit, a dormit 2 ore. Ce vă spune? Că nu-l doare. S-a sculat bucuros. Toată ziua îl urmăresc, nu-mi vine să cred. 4 rânduri de antibiotice pentru 6 săptămâni și acum 2 ore cu ceapă? Nu mă mir că acest lucru m-a determinat să devin un naturopat. Cu mare drag vă arăt cum să faceți o compresă cu ceapă. Coaceți o ceapă în cuptor așa întreagă, cu capătul ei să o țină. Coaceți, nu fierbeți, că dacă o fierbeți, își pierde proprietățile ei în apă. Când e coaptă, se poate și în abur, o coaceți, o tăiați în jumătate. O tăiați așa ca să se vadă cercurile. Ce puteți face, pentru că este foarte fierbinte? Stoarceți un pic într-o linguriță. Da, e fierbinte, dar la atingerea lingurițe se va răci. Și puneți-o apoi în ureche. Apoi ceapa o puneți într-un șervețel. În tifon sau într-o cârpă subțire, oricum o puneți așa. Ceapa este mai mare decât ce am eu acum. De obicei aleg o ceapă care să acopere urechea. Și când temperatura este tolerabilă, partea cu tăietură o puneți către ureche și acoperiți cu plastic. Ce au folosit înainte ca să fie plastic? Lână. Da, puteți pune o bucată de lână atunci. Puteți apoi o banderolă sau un bandaj. Sau chiar se poate pune pe o pernă și vă culcați pe ea. Țineți-o cât puteți să o țineți caldă. Cât timp rămâne caldă, o țineți pe ureche. Ce va face ceapa? Ceapa trage afară inflamația. Va scoate puroiul din zona aceea care prin sânge se trage. Uneori va face numai acest lucru, să reducă inflamația și să scoată puroiul cu ajutorul sângelui. Sau altădată va face o gaură și puroiul va ieși afară. Nu vă îngrijorați dacă se întâmplă asta, pentru că dacă corpul face gaura, o va și vindeca. Cum altfel să iasă puroiul? Dar dacă cineva face o gaură cu un instrument ascuțit, atunci este o problemă. Dar gaura făcută de corp, corpul știe cum să o repare. Trebuie să oferi numai condițiile potrivite. De unde să știm condițiile? Eu am știut că era condiția potrivită pentru James, pentru că am văzut rezultatele. El a dormit, nu-l durea. Erau semnele corpului. Corpul îți va vorbi. O ceapă coaptă pe ureche este cel mai bun lucru pentru infecții la urechi. Cât timp trebuie să fie ținut? Cât timp e caldă. Când s-a răcit, înlătură. Dacă infecția dă iarăși semne, pui din nou ceapă și din nou, până când corpul îți spune că nu mai am nevoie. Una din lucrătoarele noastre a purtat compresa cu ceapă pentru o săptămână. Când o durea, punea din nou compresa cu ceapă. De cine asculți? De corp. Durerea se ameliora, corpul îi spune, asta era ce am vrut. După o săptămână, urechea funcționa normal. Uneori, nu știm de ce. Această doamnă se hrănește și trăiește sănătos. Poate ceva din copilărie se curăța acum. Sau poate chiar atunci avea o intoleranță la gluten sau la lactate. Uneori, nu înțelegem de ce. Corpul însă știe de ce și îți va spune dacă faci ceea ce trebuie pentru vindecare. O să vedem că ceapa coaptă o puteți folosi și pe furuncul, infecții cutanate, subcutanate. Dacă am un furuncul pe încheietura mâinii, deci iei ceapă coaptă și o pui direct pe ea. O lași să se răcească până la stadiul în care este tolerabilă, apoi o pui, aplici un plastic și o pansezi. Poți să o lași chiar peste noapte. Sau toată ziua. Ceapa va trece toate va trage toate impuritățile și când o înlături, de multe ori iese cu totul, așa că înlături totul. Aceasta va calma durerea.
Ce ai obținut este că ai adus căldura și proprietățile de vindecare a cepei la nivelul celulei. Deci v-am arătat două locuri unde poți folosi ceapa coaptă. Să vedem acum ceapa crudă. De multe ori, când tai ceapa, începi să plângi. Aceasta ilustrează funcția cepei. Ea curăță trompa lui Eustachiu. De recomand să tăiați ceapă când sunteți răciți. Ce poți face unui bebeluș? Nu poți face prea multe lucruri. Dar poți să tai o ceapă când sunt răciți și să o pui pe o farfurie. Va inspira aceste gaze de la ceapă care ajută la curățarea căilor respiratorii. E o rețetă antică. Să o tai o ceapă și să o pui pe o farfurie. Aceasta va colecta gazele care se emană într-o cameră nouă zugrăvită. Sau dacă frigiderul miroase rău, bineînțeles, trebuie să iei lucrurile care creează mirosul, dar dacă o pui o ceapă tăiată, ea va absorbi mirosurile acestea. După ce ai înlăturat cauza care produce mirosul acestea din frigider. Deci aici poți folosi ceapa crudă, dar mai o poți folosi și la altceva. Vei fi surprins de asta. Tusea. Da, poți trata tusea. Vă dau o ilustrație. Eram în casa fiicei mele din America și avea un băiat de 3 ani. L-a pus la culcare, era un pic răcit. Și tușa, și tușa, și tușa. Și ne gândeam că, oh, da, va dormi în curând. Dar după o jumătate de oră încă tușa. I-am spus Emei să-l aducă afară, să-l scoată și să-i punem comprese cu ceapă la picioare. Ceapa irită la față și mai ales la ochi, dar la picioare avem reflexele. Reflexele pieptului și abdomenului sunt la picioare. Așa că am tăiat ceapa, așa cum o fac chiar acum. Am luat niște pungi de plastic. El avea numai 3 ani, așa că nu trebuie să fie o ceapă mare. I-am pus o lingură de ceapă într-o pungă și o lingură de ceapă în punga cealaltă. Apoi punem așa punga la picioare încât ceapa stă pe tălpile picioarelor. Apoi pui o șoseată peste plastic ca să o țină și pui pe copil la culcare. Deci când am culcat, avea tălpile în picioarelor în ceapă. Nu a mai tușit nici o singură dată. Deși tușise mai bine de o jumătate de oră, acum nici măcar o singură dată. Știu că o să vreți să încercați. Ceapa arde talpa? Nu, nu o arde. A dormit bine toată noaptea și nu a mai tușit niciodată în acea noapte. E un tratament așa de puternic, dar este și simplu. O tânără de 23 de ani m-a sunat, era pe punctul de a fi internată cu pneumonie la spital. Ea mi-a spus că nu vreau să se întoarcă la spital pentru că a fost deja acolo și i-au dat antibiotice care au făcut-o să se simtă așa de rău. Știu că pneumonia este foarte gravă, mi-a spus ea. Vino. I-am spus, hai că avem un program în desfășurare. I-am spus, avea cam 5 ore de drum. I-am spus, tai o ceapă, pune-o la picioară, într-o pungă de plastic și șosete. Prietenul ei conducea mașină, de aia putea ea să stea cu ceapa la picioare. I s-a părut chiar ciudat, dar era dispusă să facă orice. Când a ajuns la noi, zâmbea și spunea, era într-un șoc de uimire. Mi-a relaxat tensiunea corpului, mi-a deschis bronhile.
Era la picioare doar. A rămas cu noi. Când sosise, lua medicamente pentru astmă. Avea și cortizon și antiinflamatoare. I-am făcut tratamentul cu aburi pe piept. O să explic și asta. I-am pus ceapă în fiecare seară și făcea inhalații cu mentă. În a treia zi, deja urca dealul. Nu mai lua medicamente și ea tocmai terminase școala de asistente medicale. Asta s-a întâmplat acum un an, iar acum are 6 luni ca studentă în naturopatie. Acum își cunoaște drumul vieții. Va fi un naturopat excelent. Acum am să fac un sirop de ceapă. Este cel mai bun sirop contra tuse pe care o poți pregăti. Așa de ușor de făcut și toți o îndrăgesc. Mai ales când copiilor le plac dulcele. Într-un borcan pun ceapă tocată și cam o lingură de miere. Mierea aceasta este foarte bună pentru că e groasă. Mierea cea mai bună este groasă. Deci am pus cam 2 linguri. Iar pun ceapă. Încă o lingură de miere. În sfârșitul acestei prezentări vom avea un sirop. Vedeți ce fac? Mai pun un rând de ceapă tocată. Pentru că nu mai vreau să petrec 5 minute să tai încă o ceapă, am să o termin așa. Voi puteți umple borcanul acasă. La sfârșit pun un pic mai multă miere, cam 2 linguri. Mă bucur că avem această miere. Știți că uneori mierea este doar apă cu zahăr. Când mierea este subțire în timpul iernii, puteți să vă îngrijorați. Are zahăr. Copiii mei puneau mierea în cereale. Luau mierea cu greu din borcan, dar odată ce a ajuns în cerealele calde, ea se subțiază. Mierea este chiar mai întunecată, vedeți foarte bine aici ceapa și miere. Într-o oră o să vedeți un sirop aici. Este un sirop de tuse. Se poate folosi de 3 ori pe zi, câte o lingură. Dar dacă este copil, îi dați o linguriță de sirop de ceapă de 3 ori pe zi. De asemenea, îi puteți pune picioarele într-o pungă în ceapă tocată. Așa o să-i puneți la culcare. Deci acest sirop îl puteți face din ceapă. În familia cepei face parte usturoiul. Usturoiul este un antibiotic foarte puternic. Dar ca să fie folosit astfel, trebuie să luați 4 pe zi. E chiar puternic. Aici aveți un usturoi. Cum să o folosiți în caz de răceală? Ca o bombă gripală. Am să scriu rețeta bombei împotriva gripei. Bomba gripală. Când o gusti, ai impresia că ai gustat o bombă. Usturoi. Unii la care le place foarte mult usturoi, poate să ia 2-3, dar un singur usturoi ajunge și pentru copil mic unul micuț și îl zdrobiți. Apoi puneți ghimbir. Și am să mai vorbesc despre ghimbir. Cam o pătrime de linguriță din ghimbir ras. Acestea sunt cele mai importante elemente din bombă. Puneți zeama unei lămâi. Apoi miere.
o linguriță. Apoi ulei de eucalipt. O picătură. Sau puteți pune ulei de pom de ceai. Ulei de pom de ceai și după aceea puteți pune ardeiul cayenne și o să las aici liber pentru că unii pot să folosească chiar o jumătate de linguriță, alții numai vârful unui cuțit, e prea mult pentru ei, așa că las liber acolo pentru cât vreți să puneți. Toate acestea le amestecați cu o jumătate de ceașcă de apă fierbinte, apoi o beți. Nu trebuie să amestecați usturoiul și ghimbirul, ci numai îl înghițiți. Dacă ai bronșită, pneumonie, astmă, gripă, sinuzită, orice problemă respiratorie, acest lucru calmează cam pentru 4 ore. Sugerez că dacă aveți o problemă gravă, folosiți 3 sau 4 cești într-o zi. Este bine să o luați împreună cu masa, pentru că toate aceste substanțe sunt irritante și ne-ar deranja la stomac. Un stomac sănătos ar tolera, dar cel mai senzitiv nu. Deci după ce beți această ceașcă, să mâncați și o supă caldă, care vă ajută și ea la răceală. Deci aceasta este bomba gripală. Dar nu poți da o bombă gripală unui bebeluș. Atunci ce poți da unui bebeluș sau unui copil când este răcit? Tăiați usturoiul în felii finuțe. Când copiii mei erau mici, locuiam într-un loc numit Dora Creek. Curtea noastră se termina într-o baltă, unde le plăcea copiilor să stea. Așa că eu stăteam tot timpul câte ceva, făceam tot timpul câte ceva pentru răcelile lor. Ne-am mutat apoi din Dora Creek și copiii nu mai aveau răceli. Deci trebuie să vezi și cauza răcelilor repetate. Poate au alergii la un aliment sau poate este umezeală în casă. Mucegaiul este cauza primară pentru infecții respiratorii. Vedeți ce am făcut aici? Am pus usturoiul tăiat feliuțe pe o cârpă. Apoi pun tifonul peste ca să nu pun usturoiul pe picior pentru că va face bășici. Nu ceapa, dar usturoiul face bășici. Dacă pui tifon sau o cârpă subțire între picior și usturoi, nu va cauza bășicare. Apoi, așa cum fac aici, înconjor piciorul cu tifon. Apoi pui șosete peste picior. Poți să lași acolo peste noapte. În 4 minute o să simți mirosul usturoiului în respirația bebelușului. Deci poți folosi talpa piciorului ca să absorbă medicamente. Micul meu, James, acum are vreo 30 de ani, dar când era mic, în mod special făcea răceli. Așa că îi puneam aceste comprese dimineața. Îi puneam șosetele și ghetele și pleca la joacă. Și cu fiecare pas ce făcea, a presa pe usturoi acesta și acesta lăsa zeama puțin câte puțin. Deci, dacă ai fi zdrobit-o, ar ieși prea mult și s-ar forma bășici pe talpă. Dar așa nu se formează. Dacă se formează bășici, se va vindeca repede. Numai să nu mai puneți încă o dată usturoi acolo. La sfârșitul zilei, când îl descălțam pe James și luam această compresă, usturoiul a uscat ca niște bucățele galbene. Nu mai avea zeamă. Corpul știe ce trebuie să faci. Biblia, în Psalmul 104:14, scrie că Dumnezeu a dat plantele ca să le slujească oamenilor. Pui usturoiul pe piciorul bebelușului și corpul știe unde este nevoie de el și acolo îl va direcționa. Aceasta este frumusețea plantelor. Corpul știe unde este nevoie de ele. Sinergie se numește în științific.